Cosmin, iată, în ciuda frigului, tu ești foarte transpirat, semn că depui mult efort la acest antrenament. Așa este, este perioada grea de acumulări și, într-adevăr, sunt solicitate antrenamentele și trebuie să ne adaptăm. Ați alternat pregătirea în pregătire, jocul cu mingea, cu pregătirea fizică. Acum intrați mai mult pe pregătire cu mingea, pentru că se apropie și amicalele. Cum vezi perioada asta? Corect. O, trebuie să ne axăm mai mult pe minge. Bine, de săptămâna viitoare o să începem mai mult cu mingea, că sunt și meciurile de verificare. Trebuie să fim bine, să fim puternici pentru începutul de campionat, ca să ne câștigăm meciurile. Cele trei rămase, după care play-off-ul, zic eu că nu e greu să-l mai ratăm, să facem meciuri bune, să terminăm primele două. Așa cum întrerupirile aduc schimbări de lot, iată, nici formația noastră nu a scăpat de modificări. Da, au fost colegi care au plecat, au venit alții în probe sau, mă rog, s-au alăturat echipei. Cum vezi toate aceste mutări? Într-adevăr, această perioadă de pauză, să zic eu așa, au adus modificări. Unii și-au exprimat dorința de a pleca, clubul nu s-a opus ca de fiecare dată, iar cei care au venit sper să integrăm cât mai repede și să ne ajute în fiecare meci. Mulțumesc!